Știi că firmele s-au înghesuit să ia împrumuturi anul trecut. Ziarul financiar îți spune că numărul creditelor corporate a crescut cu 5,3% față de 2019. Suma totală se apropie de 124 de miliarde de lei. Impulsul a venit de la IMM Invest, programul prin care statul garantează 80-90% din valoarea creditelor. Chiar dacă dobânzile sunt duble la împrumuturile în lei față de cele în euro, firmele preferă moneda locală. S-au accesat cu 11% mai multe finanțări în lei față de 2019.